Bună dimineața! Ne bucur să ne revedem la meditația noastră matinală. Am întrerupt din cauza unei vizite a lui Sorin și din cauza că operatorul nostru, care este om orchestră, a fost foarte ocupat din cauza aceasta, dar facem un sacrificiu ca să continuăm. Și o facem cu pasiune și cu credință în ceea ce facem. Aș vrea să citesc un text în dimineața aceasta care va face punte între ceea ce am spus în ultimele luni, cred în studiul Evangheliei și ceea ce vom continua să studiem în studiul Evangheliei despre Isus Hristos. Textul se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 30 și 31. Isus a mai făcut înaintea ocenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru voi ca să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și că să aveți viața în numele Lui. Observați că Ioan aici face o afirmație, Iisus este Hristosul. Și prin această afirmație el face diferență între Iisus și Hristos. Și în ce diferență? diferența? Iisus este persoana istorică a lui Iisus Hristos. Este dimensiunea umană și istorică. Este rabinul evreu care a revoluționat teologia și gândirea omenirii acum 2000 de ani și care a fost răstignit. Este uh, acel umaniz radical care ne-a arătat cum să fim oameni și cum se tratează pe toți oamenii. Hristosul este dimensiunea cosmică a lui Isus Hristos. Este fiul lui Dumnezeu preexistent, înainte de întruparea sa în Isus și care își continuă existența după ce misiunea lui Isus a fost încheiată. Ioan spune ceea ce a fost scris, a fost scris că a fost scris că Iisus este Hristosul. Adică, la ce se referă Ioan? E, au existat mai multe evanghelii decât cele patru pe care le avem în Biblie. E, sunteți familiarizați, sunt convins mulți dintre dumneavoastră cu numele Evanghelia după Toma. Evanghelia după Iuta, care a, -a făcut senzație că a fost publicată de National Geographic. Evanghelia Maria Magdalena. Evanghelia lui Petru. Evanghelul Baraba. Cred că sunteți familiari cu aceste nume, mai ales că filmul Da Vinci Code cumva ne-a familiarizat cu ideea că au existat foarte multe evanghelii care nu se găsesc în Biblie. Și mulți au chiar o prejudecată, mulți cred că împăratul Constantin a fost cel care a exclus evanghelile gnostice și a hotărât că acestea patru sunt evanghelile canonice pe care trebuie să urmăm. De fapt lucrurile nu sunt așa. Evanghelile, cele patru evanghelii au fost selectate din două motive. Mai întâi pentru că sunt consistente una cu alta, dar mai ales motivul a fost altul. Evangeliile au fost scrise după epistolul lui Pavel, deși în Biblie evangele vin înaintea epistolului lui Pavel, în realitate ele au fost scrise după epistolul lui Pavel. Și în Galatina 1, Pavel afirmă că dacă un înger ar veni cu alte Evanghelii decât a lui, să fie Anatema. Așa că principalul criteriu care a dus la, la selecția celor patru Evanghelii, a fost acela că uh, ele au corespuns cu teologia lui Pavel. În timp ce celelalte evanghelii, așa să gnostice, contrazică teologia lui Pavel. Ca tare, în ce constă teologia lui Pavel? Uh, să zic că aspectul uh, istoric al vieții lui Isus. nu este tratat de Pavel prea mult. Nu este tratat aproape deloc. Aici cele patru evanghelii se susțin una pe alta în consistență, dar... Uh, Aș putea spune că și alte evanghelii gnostice, necanonice, cumva susțin aceeași linie de evenimente ca și celelalte, ca cele patru. Dar ideea este alta. Evangheliile implică o anumită teologie, implică și explică. Și voi spune mai mult despre aceasta, care Evanghelie implică și care explică. O anumită teologie pe care Pavel o afirmă foarte, foarte clar. Și o să citesc două pasaje din Apostolul Pavel, ca să înțelegem ce însemnează expresia Iisus este Hristosul. Primul se găsește în epistola către Filipeni, capitolul 2. Este unul dintre cele mai importante uh, părți din scrierul Pavel și uh, pe care o recomand pentru, pentru a înțelege teologia creștină. Deci începând de la versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta ca în Hristos Iisus. Observați că Pavel nu spune Iisus Hristos, ci Hristos Iisus. Pentru că, în general, în teologia lui Pavel, Hristos este în prim plan și Isus este în plan secundar. Adică, ce vreau să spun este că persoana cosmică, Fiul lui Dumnezeu veșnic, este obiectul uh, teologiului Pavel, iar Isus, partea istorică, apare secundar. Uh, să aveți voi la acesta care și în Hristos El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apocat să fie de cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob și făcut de se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un rob, s-a zmerit, s-a făcut ascultor până la moarte și încă moarte pe cruce. Vedeți, Pavel aici vorbește despre Hristos înainte de întruparea lui. Apoi, în două versete, ne vorbește despre experiența lui Isus pe care noi am studiat-o timp de mai multe săptămâni. S-a dezbrăcat, a luat chip de rob, s-a făcut a ne oamenilor, s-a făcut ascultor până la moarte, încă moarte pe cruce. De aceea Dumnezeu ne-a alțat ne-a spus de mult și de mult numele care este mai presus de orice nume. Acum, Pavel ne spune că Hristos avea numele care mai presus de orice nume. Avea chipul lui Dumnezeu. Dar n-a făcut că lucrul de apocat. ce-a la el? Și n-a renunțat, ceea ce ne spune Pavel este interesant aici, Iisus nu a renunțat în mod de circumstanță, ca să zic așa, ci a renunțat în mod categoric definitiv la natura lui Divină, uh, sau mai preciz nu la natura lui Divină, să nu fiu greșit înțeles, expresia n-a fost bine alesă, la drepturile pe care natura lui Divină le dădeau, la poziția lui Univers pe care o dă natura lui Divină, și a devenit om, s-a avut asfaltat pe la morci și pe pe cruce, după înviere, el nu a recăpătat pur și simplu ce, isă, ce lucru la care nu s-a ci Dumnezeu l-a înălțat mai presus de, de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi acelor din cerul de pe pământ de sub pământ. Deci ideea lui Pavel este aici, e clar că Hristos a fost Dumnezeu înainte și a fost Dumnezeu după e, întrupare. Dar ideea lui Pavel este că Isus omul, Isus omul, a fost înălțat după învierea lui. Și de ce este lucru acesta important? Pentru că Hristos, Dumnezeu, avea toate prerogativele divine înainte de întrupare. Și putem spune simplu, s-a terminat istoria întrupării și a luat prerogativele divine. Dar Pavel spune aici altceva. Iisus omul a, a primit titlul cel mai înalt din univers. La fel cum în versetul 6-7 Pavel nu spune pur și simplu că Iisus Hristos a, a luat chip de om ci s-a făcut asemenea oamenilor nu numai că a luat chip de om s-a făcut asemenea oamenilor deci Iisus Hristos se face om și după aceea omul este înălțat de ce este aceasta important pentru experiența noastră? Vreau să o altă afirmație a lui Pavel, Am spus că voi și două afirmații a lui Pavel, FSN 2, începând de la versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiți o după mersul meu acestea, după Domnul puterii, văzducului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în durare pentru dragostea cea mare care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har să El ne-a viat împreună în și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești Hristos Iisus. Când Iisus Hristos a înviat uh, și a fost înălțat, noi am fost înviat și ne-am fost înălțați în El. Cu alte cuvinte, ceea ce vrea să spună Pavel, important pentru noi este faptul că Iisus Hristos, ieșind din mormânt, ca om, a fost înălțat și s-a dat cel mai nume din univers, pentru că noi suntem implicați în această experiență. Noi ni se acordă un nou statut în univers și un nou destin. Vă amintiți în, în Apocalipsa lui Ioan, capitolul 19, versetul 10, când Ioan încearcă să închine îngerului și îngerul îi spune, eu sunt în primul lucru slujitor cu tine, închinete lui Dumnezeu. Omul este pus între îngeri, omul este înălțat, Or, aceasta este o experiență pe care mulți nu o fac până la capăt și vreau să spun ce constă această experiență. În Geneza, Dumnezeu este un Dumnezeu de familie. Este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Apoi, în Vechiul Testament, începe de la Exodul, Dumnezeu devine Dumnezeul unui Popor. Spre deosebire de păgân în care fiecare familie avea zeul lui, toți evreii aveau un singur Dumnezeu și până să devin frați unii cu alții. În Evanghelie, Apoi, Dumnezeu, Dumnezeul devine tatăl întregii omenirii. Umanismul radical al lui Isus face ca toți oamenii să fie fie ai tatălui în mod egal. Însă, mergem mai departe. În teologia creștină, omul nu devine doar fratele tuturor oamenilor, ci omul devine un cetățean al Universului, devine frate cu îngerii, cu alte ființe din un Univers, în Hristos, prin înălțarea lui Hristos. Or, mă întorc acum la Ioan ca să pun baza studiului nostru din, 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 din următoarele săptămâni Pentru că nu am în minte un program exact, un calendar exact O să, o să navigăm în funcție de cum este vântul și cum sunt curenții Primele trei evanghelii, evanghelii sinoptice, îl descriu pe Iisus ca om Și așa cum spuneam, implică nu explică pe Hristosul cel cosmic. Adică Evanghelia sinoptice sunt un reportaj care vorbește despre omul Iisus Hristos. Și privind la omul Iisus Hristos pot spune ca și sutașul roman, într-adevăr, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Adică observ divinitatea lui, <coughs> divinitatea lui este implicată. Dar nu i-a afirmată explicit. Însă Ioan spune, lucrurile acestea au fost spuse, ca voi să credeți că Isus este Hristosul. Important este nu numai să privim la <coughs>, Isus ca om exemplar, ca om, ca, cum să spun, ca a omului. Uh, nu e, important nu este numai să primim uh, umanismul radical al lui Isus. Important este să-l primim pe Isus ca Hristos. Uh, lucrul acesta a fost scris ca voi să credeți că Isus este Hristosul. Evanghelia descoperă pe Isus. În același timp implică ideea că Isus este Hristosul. Și Ioan înțelege că sinopticele nu sunt suficiente. Că este nevoie de o altă istorie a lui Isus. În care explicit să fie arătat că Isus este Hristosul. O istorie a lui Isus în care nu să fie o istorie a lui Isus Hristos, ci o istorie a lui Hristos Isus. Și aceasta este banga după Ioan. Aș vrea să vă propun să începem cel mai fascinant și cel mai adânc studiu. Pe care ne poate oferi Biblia. Un studiu care va revoluția multe din concepțiile noastre. Uh, studiul uh, lui Hristos ca persoană cosmică, dar uh, nu va fi metafizică, nu vom pluti cu capul în pentru că este o istorie care are loc pe țărmul lacului Nazaret, este o istorie care este istoria din sinoptice, dar privită din altă perspectivă. Sinopticele privesc din punctul de vedere al experienței umane. Ioan privește din punctul de vedere al divinității întrupate. Și de ce este necesar să facem acest studiu? Pentru că vom face pasul mai departe de la membrii ai familiei umane răscumprate în Iisus Hristos la membrii a unei noi omeniri care este egală cu îngerii și în care este încetățirea Universului, în care deja locuim de drept în Iisus Hristos în locurile cerești. Și Evanghelia după Ioan este, de fapt, perdea o dată la o parte, perdea ruptă, dacă vreți, în lăuntru în, în, Templului, ca să privim, într-adevăr, la misterele care se ascund uh, în spatele iudaismului și a celor trei sinoptice, și care sunt descoperite clar în Evanghelia după Ioan. Așa că, începând de mâine, uh, începem studiul Evanghelia după Ioan, nu ca să repetăm ce a zis în sinoptice. Ci ca să vedem interpretarea teologică a sinopticelor, și aș vrea să vă spun că în aceste vremuri de crize pe care le trăim cu toții, uh, ar fi, vă, vă încurajez ca în fiecare dimineață să uităm pentru câteva minute problemele legate de bani, și de job, și de Green Card, și uh, toate celelalte care ne apasă, să ridicăm undeva deasupra Pământului. Undeva în locul din care a venit Isus și în care s-a luat Isus. Și în care ne a dreptul să intrăm și să privim viața noastră într-o perspectivă cosmică. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem în dimineață. La revedere!